Radio România Regional vă prezintă proiectul Eu aleg România, 100 de români pentru istoria lumii. 100 de personalități din cultură sau știință care au marcat dezvoltarea lumii prin invențiile lor revoluționare. 100 de români care prin creativitate, muncă și curaj au adus România între țările care au îmbogățit cunoașterea universală. Astăzi vă prezentăm un regizor român care a schimbat fața teatrului mondial, dar și a spectacolelor de operă prin îndrăzneală, originalitate și un curaj extraordinar de a depăși convențiile. Andrei Șerban. Regizorul român care, după părerea multora, a împărțit istoria teatrului în epoca de dinainte și cea după Andrei Șerban, s-a născut la 21 iunie 1943 la București. În 1968 a absolvit Institutul de Teatru și Cinematografie București, după ce a urmat mai întâi actoria și apoi regia. Debutează la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, un lăcaș plin de efervescență creatoare. Aici a pus în scenă primele sale spectacole, între care Iulius Cezar de William Shakespeare sau Omul cel bun din Sichuan de Bertolt Brecht. Momentul de cotitură în carieră apare atunci când este invitat în 1969 de Alan Stewart, director al companiei La Mama în SUA, la New York cu o bursă Ford. În 1970 a plecat la Paris și a studiat la Centrul Internațional de Cercetări Teatrale al lui Peter Brook, Andrei Șerban devenindu-i asistent. În toamna anului 1971, Andrei Șerban hotărăște să lase în urmă România și alege America. La sfârșitul acelei toamne, acum mai bine de 40 de ani, începea o poveste care avea să revoluționeze teatrul mondial, trilogia antică. Spectacolul este considerat drept cea mai originală punere în scenă a tragediei grecești de la sfârșitul de secol 20. Eseistul și teatrologul Doina Madola este de părere că Andrei Șerban posedă o extraordinară capacitate de a surprinde viziuni și a le pune în valoare cu originalitate și îndrăzneală, păstrându-și totodată smerenia creatoare și nu doar atât. Originalitatea lui fiind neobișnuită și ceea ce într-una este oarecum reînnoit printr-un deosebit gust al riscului. Andrei Șerban nu dorește să fie un mare artist recunoștibil printr-un stil, ci dorește să fie un om liber, un creator liber, care întotdeauna să abordeze o piesă cu toată inventivitatea. Este extrem de bizar să vezi cum personaje tratate altădată în stil tragic ajung să fie nu numai comice, ci excesive, ridicole, grotești și în același timp să te facă să te recunoști în fiecare clipă și a vieții tale și a trăirilor fundamentale care sunt în istoria ta și care te constituie. Andrei Șerban este totodată printre puțini artiști din Est care l-a relevat pe Chehov americanilor și care, cu un curaj extraordinar în anii 80, a scos opera din stereotipii, ajungând să devină un gen foarte căutat. Ca regizor a pus în scenă spectacole de teatru și operă în 39 de țări și este deținător a numeroase premii. Andrei Șerban este din 1992 profesor de teatru la Universitatea Columbia. Are 72 de ani și continuă să spună povești în întreaga lume, îndrăznind să-și pună în discuție propria poziție și postură de artist de faimă internațională. Întotdeauna mă pierd. La mijloc de drum mă pierd complet. Și mă apucă panica, ce să mă panichez, după aceea îmi spun da, zic, m-am panicat și data trecută, mă panichez și acum, e bine să mă panichez, e bine să mă pierd. Pentru că dacă nu te pierzi și dacă tot timpul crezi că știi și că mergi pe drumul sigur, rezultatul este întotdeauna mediocru. Deci condiția esențială în artă este să te pierzi. V-am prezentat astăzi activitatea regizorului român Andrei Șerban în cadrul proiectului Eu aleg România, 100 de români pentru istoria lumii. Acesta nu este un clasament, iar lista rămâne deschisă. Așteptăm și propunerile voastre pe site-ul eualegromânia.ro. Mâine, Radio România Regional vă propune să cunoașteți o nouă personalitate care a marcat știința sau cultura mondială.